câștigătorul, marelui premiu. Mamă, ce pe fierbe, oare cine câștigă? De 30.000 de euro și titlul Șef la cuțite, sezonul 9. Narcisa, mamă, câștiga Narcisa, ai de capul meu, trebuie să-i comandăm meniul. Neapărat, să intrăm pe taz repede. A venit. A venit. Hai de capul meu. E foarte ușoară. Asta a fost foarte și chestia ușoară. Mea. Da, adică... Super ușoară. Trebuie menționat prețul. Ok. Ce avem aici? Hai să începem. Opa. Deci... A, sunt puse plating chestii. Ok, păi hai să le scoatem pe rând atunci. Nu? Cred că ăsta e main course-ul. Acesta este desertul. Catele petate. Desertul. Acesta. Asta e starterul. Starterul. Și acesta este main course-ul. Dar uite, avem o surpriză aici. Avem un fund de lemn. Fund de lemn? Ah, cu șef la cuțite, uite. Ce tare. Avem pentru 200 de lei măcar un fund de lemn să ne dea. Un tocător. Și acolo cred că sta cămuri. Deci aici starter, main course și desert. Fuh, da, abia de, desertul arată destul de anemic din câte se pare. Da, dar n-ai dar cum, sunt adică tot da, se transporta. Curioasă cum, care este gustul. Bun, hai să începem cu starterul, nu? Hai da. Să deschidem, să filmăm, să... Bine-ți pregătit. Bam, wow. Acum, sincer, arată extraordinar. Da, miroase interesant. Este pește crud. Deci avem ton cu creveți și cu... nu mai știu cum se numește, cred că langustină, nu mai știu. Da, langustine. Așa, foarte bine arată. Da, mama, e... bea, aștept să gust. Păi haide, gustă, te las pe tine. Nu, nu, haide. Ei. Aia nu-i crunchy. Nu, e moale. Trebuie să fie crunchy, pentru că e pâine prăjită în ulei. E foarte moale și foarte subțire. Da, super subțire. Ce vezi la televizor și ce primești, nu? Da. Bun, hai să vedem. Punem și niște verdețuri. Și sunt pregătită să gust. După aceea e rândul tău, ok? Da. Miroase bine. Da. Serios? E ceva unic? Super bun gustul. Asta îmi place foarte mult. Mamă, ce bine arată. Foarte bun și... Da, asta e o maioneză. Cred că e foarte, foarte bună. Mi se pare că completează. Ok. Haide. Bine. Deci aici avem langustină, ton și crevete cu infuzie de soia. Deci înseamnă că ăsta e crevete crud. S-ar putea. Deci ăsta e crevete crud și ăsta e ton crud. Și aici avem langustina. Da, n-am gustat langustina, dar tonul nu. Mi se pare că e foarte... Și ton ți-ai luat? Sau numai da, din asta? Da, mi-am luat și ton, mi-am luat și crevete. Și aici susul ăsta, aici de mango chestii. Mă plouă în gură, mă plouă în gură, pe cuvânt. N-am mâncat în viața mea așa ceva. Wow! Să iau și un pic de ton. Ce drept nu arată la fel de bine. Da, da, da. Dar gustul e super, super bun. Eu n-am cuvinte. Mamă, deci e așa de bun. E extraordinar. Nu mă așteptam. Adică sunt chestii crude până la urmă. Da, da, da. Aia îmi place și mie. Dar infuzia și toate astea. Încerc. Tonul ți se topește în gură, deci da. Nici nu simți că mănânci ceva crud. Da, cu siguranță nu simți că e ceva crud acolo. Deci acolo zici că... nici nu-mi vine să crede. Deci chiar și cum ori zis șefii la jurizare, în sfârșit ceva cu gust, știi? Atâtea arome. Nu, serios, deci... A meritat. Da, a meritat. Până acum a meritat. Bun. Să vedem mai departe. Hai să savurăm și după aia trecem la main course.
Acum trecem la main course. Ca să vă zic ce avem aici, o să avem muște de vită, cartofi dulce, chipsuri de cartofi dulce, sos de soia cu mirin și piure de păstrânac cu truf. Sună extraordinar. Hai să vedem cum arată. Am auzit cum ai înghițit un sec. Fai. Deci startul-ul l-am ras. Da, deci... A fost dintre cele mai bune chestii pe care le-am mâncat în viață. Bun, am stricat un pic din plating. Astea erau mai așa, parcă așa. Mamă, e încă cald. Arată demențial. Da. Și miroase bine. Miroase foarte, foarte bine. Sunt tare curios cum e vita. Foarte curios. Hai, hai spune-mi. Permiteți? Hai să vedem. Mamă și... Am auzit asta. Păi s-a rupt când am băgat furculița. Mamă. Facem furculița perfectă să ne dăm... Da, hai dă-te... Nu, no, gata, nu mai. Părerolog. Wow, deci vita se topește. De... Sincer, foarte bună vita. Și sosul ăsta cu... Care? Sosul ăsta cu sos de soia, mirin și susan, incredibil. Arată foarte bine. Eu sunt tare curioasă cine le-a gătit aici în Cluj. Habar n-am. Deci chiar n-am văzut funny story, practic, de unde am văzut că a plecat curierul, da. Care arată pe taz de unde pleacă, era pizzeria Big Belly. Ne-am și speriat când am văzut. Bun, hai să... Acum chiar îmi fac o furculiță perfectă. Și hai după da. Aia te las pe tine să goști. Băi, ăștia la televizor nu mint, mă. Bă, chiar e senzațională, pe cuvânt, nu. Mă bucur că în sfârșit ce vedem la televizor putem să și da. Gustăm. Da, asta, asta a fost o idee foarte, foarte bună. Genială chiar. Stai să văd, că să iau din toate. Eu vreau să fac din prima lingurița perfectă. Furculița perfectă. Explozia. Ok. Sosul? Hai, fraților, ce-a să vă aici? Absolut genial! Deci chestia asta... Ideea este că eu nu mi-am făcut deloc așteptări. Da, nici eu, mai ales că nu știam cine gătește, adică... Până la urmă, degeaba e rețetă bună dacă o gătește un amator, nu? Dar mă gândeam că nu se joacă, adică totuși... Toată chestia asta a costat 200 de lei, nu... Îmi plac foarte mult chipsurile astea de cartofi dulce. Da. Sunt chiar foarte bune. Da, toate foarte bune. E absolut genial. Și? Merită să câștige până acum. Uh-huh. Bine, nu știm ce gust au avut celelalte, dar... Da, acum sunt curioasă puțin să... Da, dar cel puțin ce-a gătit Narcisa... Mă rog, rețeta Narcisei... Da. Incredibilă. Bun. Savurăm și noi main course-ul împreună și după aia trece la... De pe aștept, deci ăla e highlight-ul serii. Da, și main course-ul l-am terminat. Absolut genială experiența, sincer. Am meritat din plin. Da. Mi-a plăcut tare mult până acum. Acum hai să vedem desertul. Deci desertul nu arată atât de bine. Asta e să-l pun într-o lumină. Da, nu arată ca și în... Asta că a căzut de pe bulina aia. Să punem poze dacă chiar e cu... Ce vedeți aurul? Valoarea? Da, mă, nu ne-au pus foițele de aur, numai ne-au spreiat. Na, ne-au șmecherit. E cu sclipici? Da, da, era cu foițe de aur pe... E acum, pe și nu era și cu pretenți. De 200 de lei trebuia să ne pune și niște o foiță măcar. Da, bun, hai să vedem. Hai. Ok. Ok. Are cremozitate chestia. Da, deci cum s-a luat de aici. Papa, nu vreau să iau chiar așa multă. Hai că mai pot, mie îmi plouă gură. E foarte bun. Multe de cremos. Și mango de aici. Și ciocolata asta. Doamne, ce bine merge. Stai, mai iau un pic și te las să vii și tu să goști. Și eu? Da, să vii și tu după aceea. Numai vreau să mă asigur că... E bun, nu? Da.
Stai să luăm un pic de aur. Nu e aur, ceva praf. Bun. Să dau la musul de ciocolată. Deci avem mus exotic, care e ăsta de aici. Așa. Okay. Mus de ciocolată și jeleu de mango și smeuro. Deci, practic, ăsta e, de fapt, musul exotic. Toată crema aia, ce ziceai tu. Deci, okay. Tot un mus care s-a cam topit. Nu prea a ieșit la fel. Da. Bun. Hai. Mă, da, asta... Da, uite. Asta e... Are și baie, aerat, așa, fain. Consistența e foarte bună. Bun, hai să iau și un pic de geleu. Și un pic din musul ăsta, adică tot facem totuși lingurița perfectă, nu? Da, chiar dacă chiar dacă câștigați Cărlătescu, nu? Mergem pe varianta lui Dumitrescu de a... de a degusta. Bun, uite, am aici niște praf de aur. Haur. Și acum... Ce îți place cel mai mult? Textura musului, ce finuri! Nu-mi vine să cred, mamă, ce aftertaste! Wow! Da, combinația e... Da, ce aftertaste am simțit! Da, să mai las și mie. Abia am luat un pic. Am luat deja prea mult. Mă, nu știu cine a gătit, dar... Sincer... Dacă măcar 90% s-a ridicat la cum a fost chiar la șef la cuțite, sincer, nu mă mir că am câștigat Narcisa. Gustul absolut senzațional. Atâtea gusturi în toată chestia asta, în starter, în main course, aici. Incredibil, sincer, chiar mi se pare incredibil. Nu mă așteptam. Ești fericit? Foarte fericit, sincer. A meritat toți banii. Toți banii. Bun. Terminăm și noi desertul și apoi facem un overall, nu? Da, da. Bun, hai. Și să termina și degustarea pentru noi. Da, foarte repede. Da. Chiar a fost fine dining, știți, a dat numai un pic acolo, pac, pac. Da. Numai de degustare, bine, am și luat un meniu numai pentru două persoane. Poate pentru o persoană era destul de ok. Pentru mine cu siguranță era suficient. Da. Mami, eu încă mi-e un pic foame, dar nu, am împărțit-o în doi până la urmă. A fost așa de degust că totuși prețul a fost 200 de lei, plus transport 6 lei, deci nu. La transport a fost... Mă, putea să dea gratis pentru 200 de lei, sincer. Sincer, ar fi putut. Așa e. Bun, care, așa, overall-ul, ce crezi că a meritat? Oh, cu siguranță. Deci de meritat, a meritat. Cel mai mult... De fapt, am elemente pe care... le favorizez din fiecare farfurie. Dar cred că overall, pentru mine starterul a câștigat, chiar dacă credeam că o să zic desertul, dar starterul a fost incredibil. Adică ai mâncat ton crud, crevete și langustine și gustul pe care l-aveau. Incredibil. Deci... Și mie mi s-a părut foarte bun. Starterul mi s-a părut și mie cel mai bun. Deci a fost cel mai neașteptat, pentru că până la urmă ai mâncat niște pește crud. Da. Adică ce gust poate să aibă un pește crud? A fost atât de aromat și atâtea gusturi și texturile. Da. Au făcut totul să fie superb. Și eu zic, extraordinar. Nota 10. Da. Aici probabil că a fost mai mult touch-ul lui Alex. Că nu atât și el lucrează foarte mult cu ăsta, dar... oricum. Super. Până la urmă, șef la cuțit e o muncă de echipă. Incredibil. Incredibil. Da. Main course-ul, cel mai mult mi-a plăcut sosul. Da, sosul ăla de soia, cu miso, fai. Cu semințe de susan. Ăla trebuie să-l facem și noi, ăla e chiar foarte bun. Vita a fost bună, a fost gătită. A fost foarte bună. A fost medium rare. Da. Deci eu nici n-am precizat, dar na, ți-o aduce direct așa. A fost foarte bună. Iar la desert, textura musului mi s-a părut. Wow. Așa ceva n-am mai mâncat până acum, așa, un mus aerat, fin, deci... Credeți-mă că eu nu știu dacă avea 30 de grame chestia aia, deși părea mare, dar era plină de aer, era efectiv fină. O băgai în gură și gata, a dispărut. Da. Deși băgai o lingură plină. Foarte bun. Foarte, foarte bun. A fost o experiență interesantă. Și am rămas cu un lemn. Da, cu acest tocător de bambus. Da, inscripționat cu șef la cuțite, măcar am rămas cu ceva până la urmă, nu? Da, clar. Pe lângă experiență.
Da, da, chiar mi-a plăcut foarte mult și asta e primul nostru vlog de mâncare și am spart gheața cu ceva extraordinar, cred că. Da. Așa e? Am ridicat ștacheta prea mult acum. Doamne, ce să urmeze acum? Păi urmează Grecia. Da, și Cimbru. Oh, avem multe să vă arătăm. Vom mai face vloguri de mâncare. Așa că mulțumim pentru vizionare și dacă v-a plăcut, dați un like, share și subscribe și până data viitoare, nu uitați să vă uitați la Șef la Cuțite. Dar e gata. A, e gata? În sezonul următor.